Președintele României Klaus Iohannis a fost prezent alături de soția sa la finala celui mai important turneu de tenis masculin din România, Sibiu Open. Iohannis a luat parte la înființarea acestui turneu în vremea în care a fost primar al Sibiului. Președintele Klaus Iohannis și soția sa Carmen au fost prezenți ieri la finala celui mai important turneu de tenis masculin din România, Sibiu Open, disputată între principalul favorit al turneului, olandezul Robin Haas și italianul Lorenzo Giustino. Meciul a fost foarte bun, da. Foarte, foarte mulțumit și mă bucur că am putut să vin. Un meci foarte frumos și au fost câteva schimburi chiar foarte, foarte bune. Klaus Iohannis a declarat că a lucrat la înființarea acestei competiții acum câțiva ani și atunci când are ocazia să participe la acest eveniment, nu ezită. Turneul de tenis masculin Sibiu Open s-a încheiat ieri cu o finală extrem de disputată între principalul favorit al turneului, olandezul Robin Haas și italianul Lorenzo Giustino, olandezul fiind cel care a câștigat competiția. Klaus și Carmen Iohannis se antrenează la clubul care găzduiește Sibiu Open. Pe vremea când era primar al Sibiului, Klaus Iohannis a fost chiar protagonistul unei reclame de promovare acestui turneu în care a apărut lovind o minge de tenis chiar din biroul său.